Până criză generată de scumpiri, România are nevoie de un guvern ferm, însă între liberali au izbucnit mai multe dispute politice interne. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a declarat pe pagina sa de socializare faptul că avem nevoie de un guvern stabil, pentru că țara noastră se confruntă cu o multitudine de probleme care trebuiesc rezolvate la timp în interesul cetățenilor. În ultimul timp, se pare că între colegii noștri liberali de coaliție au izbucnit mai multe dispute politice interne, îi somăm să le soluționeze cât mai repede. Nu ne permitem să ne abatem de la programul de guvernare și implicit măsurile sociale și economice atât de importante pentru cetățeni. Inflația, prețurile la alimente, sancțiunile împotriva Federației Ruse, toate acestea ne solicită atenția, iar măsurile ce se impun trebuie adoptate la nivelul coaliției. Mai mult decât atât, o parte dintre măsuri, precum acordarea de vouchere pentru alimentele de bază, vouchere pentru elevi sau schema de ajutor de stat pentru decontarea accizei la transportatorii români, se află deja în dezbatere în spațiul public. Avem nevoie de stabilitate, a declarat deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu pe pagina sa de socializare, explicând situația actuală din țara noastră. Partidul Social Democrat depune toate eforturile în această perioadă pentru a rezolva problemele cetățenilor. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a menționat faptul că dacă pentru ucraineni statul își permite, cu siguranță se vor găsi resurse și pentru români am decis totodată să rezolvăm rapid problema normei de hrană din spitale și din centrele de plasament prin elaborarea unui proiect de lege care prevede dublarea normei de hrană de la 11 la 22 de lei pentru bolnavii din spitale și de la 16 la 22 de lei pentru copii aflați în centrele de plasament. Bineînțeles, sunt incluse și normele de hrană pentru bolnavii de TBC și SIDA. Referitor la modificarea structurii anului școlar, acesta a declarat faptul că momentul este vorba doar despre o propunere și nu despre o hotărâre finală. Ministerul Educației va pune proiectul în discuție publică și va lua în considerare toate sugestiile venite din partea mediului academic și ale elevilor, studenților și părinților. Ministrii PSD au îndeplinit toate obiectivele care le reveneau din PNRR cu termen 31 martie, fiind astfel cea mai performantă echipă a